Vă spun tuturor, bine ați venit la o nouă prezentare din cadrul programului Mănâncă Înțelept. Vă spun un mare bravo că ați ales să vizionați acest program. Vă felicit și mă bucur că suntem din nou împreună și după cum v-am promis data trecută, o să discutăm în această ocazie despre un aliment destul de îndrăgit și iubit, aș putea spune, și anume despre miere. Am primit destul de frecvent întrebarea, mierea este la fel ca zahărul? Este sănătoasă? Putem să o consumăm? Sau este nesănătoasă? Cum este mierea? Eu am intitulat acest material Mierea mai mult decât un aliment. Prima referință scrisă despre miere se găsește pe o tabletă sumeriană datând din 2100-2000 înainte de Hristos și menționează utilizarea mierii ca medicament și ca unguent. În Biblie, prima mențiune, ce am găsit-o eu, poate dacă dumneavoastră ați găsit mai și mai devreme, vă rog să îmi scrieți, da? Am găsit-o în Geneza la capitolul 43 cu versetul 11, unde Israel sau Iacov a trimis pe fiii lui în Egipt și le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa, luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia și anume, puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Așadar, Iacov a ales printre alimentele pe care urma să le ducă la Iosif în Egipt, dar el nu știa că este Iosif, a ales să pună și ceva miere. Mierea era apreciată pentru gustul ei, pentru aroma ei și pentru efectele ei în organismul uman, efectele terapeutice. A fost folosită în mod tradițional de egipteni, de greci, de romani, de chinezi, pentru a vindeca rănile și boli ale intestinului, inclusiv ulcerele gastrice. De asemenea, a fost folosită ca remediu pentru tuse, dureri în gât și dureri de urechi, de exemplu. Mierea mai este și un simbol al prosperității. Dacă vă amintiți, când poporul evreu era în Egipt rob, Dumnezeu le-a promis să-i ducă într-o țară care curge lapte și miere, adică într-o țară cu prosperitate. Mierea este un simbol al prosperității. Ce este mierea? Trebuie să clarificăm la ce anume spunem miere. Directiva europeană din 2001, 110, de pe 20 decembrie, ne spune că mierea înseamnă substanța dulce naturală pe care albinele melifere, Apis mellifera, o produc din nectarul plantelor sau din secreții provenite din părțile vii ale plantelor sau din substanțe secretate de anumite insecte pe care albinele le colectează și le transformă, combinându-le cu substanțe proprii, după care o depozitează, deshidratează, stochează și o lasă să se matureze în faguri. Asta înseamnă miere. Deci mierea este un îndulcitor, o substanță dulce naturală produsă de albinele melifere. Pentru a produce un kilogram de miere de albine, ele trebuie să facă 10.000 de zboruri de la o floare la alta, ajungând până la 5 km distanță față de stup. Acolo, nectarul adunat în gușă este predat și alte albine lucrătoare prelucrează acel nectar printr-un proces similar cu procesul real de digestie. Enzimele conținute în secreția salivară a albinei transformă zaharurile complexe în zaharuri simple, apa este eliminată, iar nectarul este transformat în miere. După
proveniență, trebuie să clarificăm care sunt tipurile de miere ce noi le consumăm în mod frecvent. Și să facem o clasificare. O primă clasificare ar fi după numele plantei din care provine, adică de unde culeg albinele nectarul respectiv. Și avem miere monofloră, de salcâm, de tei, de rapiță și așa mai departe, coriandru și alte tipuri, de zmeură, de exemplu, sau de păpădie, de așa. Avem miere polifloră, care este o miere de la mai multe flori, și avem miere de mană. Asta în funcție de proveniența plantei. Mierea mai poate să fie clasificată și după calitate. Avem miere de calitate superioară, cel puțin în România. Miere de calitate superioară este considerată mierea de salcâm, dar acea miere de salcâm aproape albă, foarte transparentă, miere superioară. După aceea, de calitate întâi, tot miere de salcâm, care este mai puțin, un pic mai colorată. Miere de mană este considerată tot miere superioară, după aceea avem calitatea întâi și calitatea a doua. După eficacitate, ca și medicament, avem mierea de mană, care ar fi cam pe primul loc ca și beneficii pentru organismul uman, și după aceea avem mierea polifloră de munte și mierea polifloră de câmpie, de pe diferite pajiști și de la diferite flori. Și mergem mai departe să vedem care este compoziția chimică a mierii. Ce conține mierea de o face valoroasă pentru organismul uman? Ei bine, mierea este compusă din cel puțin 181 de substanțe, 26 de aminoacizi, acizi organici, enzime, vitamine, minerale, compuși aromatici, peste 150 de compuși fenolici, flavonoizi, acizi fenolici. Mierea de culoare închisă prezintă un conținut mai mare de compuși fenolici, ceea ce la rândul său indică o activitate antioxidantă sporită. Deci o miere de albine de culoare închisă, care este naturală, bineînțeles, este superioară altei tip de miere, pentru că ea conține mai mulți compuși fenolici cu o putere antioxidantă superioară. Această miere ajută sistemul imun pentru, cumva îl stimulează pentru a face față mai bine agresorilor din mediul extern, virusurilor, bacteriilor și altor tipuri de agresiuni. Să vedeți câteva acțiuni asupra organismului uman a flavonoidelor ce sunt conținute de miere. O să vă dau niște exemple. Nu o să citesc toată lista, o aveți afișată pe ecran, cu flavonoidele ce le conține mierea, dar ca și idee să vedeți ce acțiuni sunt implicate. De exemplu, primul flavonoid pe care l-am pus, apigenină, are acțiune antibacteriană și antiinflamatorie. Quercetina, de exemplu, are acțiune anticancerigenă, antialergică, antibacteriană, antiinflamatorie. De asemenea, galangina are acțiune anticancer și antioxidantă. Hesperitină, tot acțiune antioxidantă și antiinflamatorie. Narginenină are o acțiune neuroprotectivă, adică ne protejează creierul nostru, și acțiune antioxidantă. Ginesteina are acțiune anticancer. Deci, principalele acțiuni ale acestor flavonoide ce le conține mierea este antibacteriană, antiinflamatorie, anticancer. Și, bineînțeles, mai sunt câteva flavonoide care au și acțiune antialergică.
Acizii fenolici, de exemplu acidul galic, care este un antixiolitic, acidul elagic, care are acțiune antioxidantă, antiinflamatorie, neuroprotectivă, acidul feluric, de exemplu, tot acțiune antioxidantă, antiinflamatorie și neuroprotectivă, și de asemenea acidul siringic, care are acțiune antioxidantă și anticancer. V-am dat aceste exemple de compuși fenolici și acțiunile lor ca să vedeți care este impactul consumului de miere asupra organismului uman. La ce ne ajută dacă vom consuma, dacă vom alege să consumăm acest îndulcitor numit miere. Și pentru că foarte des se face comparația între zahăr și miere, vreau ca să vedem împreună care este diferența dintre zahăr și miere. O să descoperim și o să vedeți că sunt diferențe destul de mari, destul de majore, între zahăr și miere. Acum, la calorii, o să aveți afișat și pe ecran, să vedeți tabelul cu diferența dintre miere și zahăr. Când vorbim, se face comparația la 100 de grame de produs, când vorbim de indice glicemic, dacă vă mai amintiți, indicele glicemic înseamnă cât crește glicemia în urmă ce consumăm, după consumul unui aliment, indicele glicemic al mierii este de 58, la zahăr este de 60, calorii, mierea furnizează 300 de calorii pe 100 de grame, în timp ce zahărul are 387 de calorii până la 400, am văzut în alte materiale. Zaharuri, 80 de grame are mierea, 99,9 zahărul. Lipidele, 0,02 grame. Proteinele, 0,3 grame, zahărul nu are deloc. Calciu, 6 mg mierea, 1 mg zahărul. Fier 0,42 mierea, 0,01 zahărul, magneziu 2 mg mierea, nimic zahărul, fosforul 4 mg mierea, nimic zahărul, zincul 0,22 mg mierea, zahărul nu conține, potasiu 52 de mg în miere, 2 mg în zahăr, vitamina C 0,5 mg în miere, nimic în zahăr, vitamina B2 0,038 mg în miere, 0,019 mg în zahăr, vitamina B3 0,121 în miere, nimic în zahăr, vitamina B9 2 mg în miere, nimic în zahăr, apă 17 grame în miere, 0,03 grame în zahăr. Cam aceasta ar fi comparativ diferența dintre în nutrienți, dintre miere și zahăr. Observăm că sunt diferențe majore. De asemenea, ca și compoziție principală, zahărul are o moleculă de glucoză și una de fructoză, în timp ce mierea conține undeva la 30% glucoză și vreo 40% fructoză. Cam așa sunt 40 și ceva, 43-44% fructoză. Cam astea sunt procentele dintre glucoză și fructoză ale mierii. Deci mierea conține ceva mai multă fructoză, un pic mai puțină glucoză, față de zahăr care are 50-50. Mergem mai departe să vă spun câte ceva despre diferite tipuri de miere. Și o să încep cu, a zice eu, cea mai valoroasă miere ce o găsim în țara noastră, cel mai valoros tip de miere, și anume mierea de mană. Mierea de mană poate fi poate să fie de mai multe tipuri, și anume miere de mană de conifere, brad, pin, molid, care are acțiune antiseptică, antiinflamatoare, utilă în bolile căilor respiratorii, și mierea de mană de foioase, stejar, frasin, castan, care are acțiune calmantă în inflamațiile intestinale.
Iată de ce este important, dacă vrem să beneficiem nu doar de gustul dulce al mierii, ci și de acțiunea ei terapeutică, să știm cam și de unde provine, de unde au cules albinele mierea respectivă. Au cules de la conifere, atunci are acțiunea antiseptică, antiinflamatoare, utilă pentru bolile respiratorii, da? Dacă au cules-o de la foioase, de la stejar, frasin, castan, au acțiune calmantă în inflamații intestinale. Această miere de mană poate să provină de la secreții ale copacilor. Ei secretă niște substanțe lipicioase, dulci, pe care albinele le colectează, sau mai sunt niște insecte care se găsesc fie la conifere, la brad, pin, molid, pe frunzele lor. Aceste insecte secretă niște substanțe lipicioase, dulci, și albina le culege pe acelea. Fie are originea în aceste secreții oferite de plante, de copaci, fie că vorbim de foioase, stejar, frasin, castan, fie că vorbim despre conifere, sau, cum spuneam, de la anumite insecte care lasă anumite secreții dulci și albina le colectează. Această miere de mană are o culoare foarte închisă. Chiar unele tipuri de miere de mană merge aproape spre negru, deci foarte, foarte închisă, sau maro, foarte închis. Așa are mierea de mană, dar să fie, cum să zic, autentică, nu falsificată. Mierea de coriandru, un alt tip de miere, vă dau câteva exemple, este indicată în special în afecțiuni digestive, astenie psihică și în oboseală. Un alt tip de miere este mierea de rapiță, ce se găsește și în țara noastră, care are proprietăți benefice în bolile de rinichi, în osteoporoză sau ca și hepatoprotector. Iar mierea în general, când vorbim despre miere în general, studiile au arătat că mierea naturală conține o cantitate mare de prebiotice, adică acele substanțe, acele molecule care hrănesc, care întrețin bacteriile benefice din intestinul nostru. Unele studii experimentale in vitro și in vivo pe miere au raportat că un supliment alimentar proeminent care grăbește creșterea lactobacteriilor și bifidobacteriilor. Și s-a observat că aceste oligozaharide sau inulina, aceste prebiotice ce sunt conținute, ce le conține mierea, cresc numărul de lactobacillus până de 10 până la 100 de ori. Și s-a observat că au un efect benefic pentru microbiota intestinală. Am găsit în studiile de specialitate, în multe studii, un tip de miere care nu se găsește în țara noastră. Este foarte scumpă, dar am văzut că este foarte prezent în studii și este recomandată frecvent, și anume mierea de manuka. Mierea de manuka este eficientă pentru tratarea durerii în gât cu proprietățile sale antiinflamatoare, antivirale și antifungice. Mierea îmbracă mucoasa interioară a gâtului și distruge microbii dăunători în timp ce calmează simultan gâtul. De asemenea, s-a observat că mierea aceasta de manuka, în cazul în care au existat persoane cu diaree frecventă și cu scauna post-frecvent, mierea a minimizat patogeneza și durata diareei virale în comparația cu terapia antivirală convențională. Și într-un alt caz, persoanele diagnosticate cu sindrom inflamator intestinal, care suferă de diaree severă sau de constipație, balonare, disconfort la nivelul stomacului, au fost tratate cu succes cu miere de manuka crudă pe stomacul gol. Asta și am văzut în mai multe materiale, în studii științifice, prezentă acest tip de miere de manuka.
Nu știu dacă mierea de mană din țara noastră nu ar avea aceleași proprietăți. Oricum, asta am găsit și vă transmit și dumneavoastră. Astea ar fi efectele atunci când consumăm miere la interior. Însă mierea are beneficii foarte bune și folosită extern, nu doar intern. Și atunci când o folosim extern, este foarte utilă ca și produs cosmetic. Acum poate doamnele, domnișoarele sunt mai interesate sau poate chiar sunt care folosesc mierea. Ea se găsește în diferite produse de întreținere a tenului, de înfrumusețare, în combinație, bineînțeles, și cu alte substanțe, cu alte plante, de exemplu, sau cu anumite semințe, semințele de in, făcut pastă și aplicat pe față. Ea are efect emolient, calmant și hidratant la nivelul pielii. Ceea ce am găsit ca fiind, având o mare, mare eficacitate, este atunci când se folosește mierea pentru a trata anumite plăgi, de exemplu răni sau mușcături de insecte sau arsuri sau tulburări ale pielii. Mierea s-a observat că are o performanță mai crescută în eficacitate, în specificitate și în sensibilitate, în îngrijirea plăgilor, față de un pansament convențional pentru îngrijirea plăgilor. Și toate celelalte tipuri este inferioare pansamentului ce folosește mierea. În anumite cazuri s-a văzut că mierea stimulează proprietățile de vindecare a rănilor, chiar și în rănile infectate care nu răspund la antiseptice sau la antibiotice, și rănile care au fost infectate cu bacterii rezistente, cum este Staphylococcus aureus, rezistent la meticilină. Și utilizând mierea ca și pansament în aceste răni sau care s-au infectat, de exemplu, în cazul diabetului, când apare anumite afecțiuni la nivelul piciorului, anumite răni care nu se mai vindecă, s-a observat că mierea îmbunătățește foarte mult vindecarea și ajută progresul vindecării aplicând-o pe leziune. A stimulat regenerarea la nivelul epiteliului și a crescut patul sănătos al pielei, a refăcut mult mai rapid pielea. Deci putem să aplicăm acest remediu, un remediu foarte simplu, în tratarea plăgilor, pentru dacă ne-am lovit, ne-am tăiat sau altceva, putem să aplicăm acest remediu care este foarte util. Efectele terapeutice observate după aplicarea mierii includ vindecare rapidă, curățarea rănilor, eliminarea infecției, regenerarea țesuturilor, inflamația scade, minimizată, și confortul crescut în timpul pansamentului. Însă am vorbit până acum doar despre avantajele mierii și am văzut că sunt avantaje importante atunci când o consumăm. Când alegem să consumăm miere intern, sunt avantaje și atunci când o consumăm extern, dar au și niște dezavantaje, are și niște avantaje consumul de miere. Și primul dezavantaj la care aș dori să fac referință este că poate fi contaminată cu spori de Clostridium botulinum. Și această bacterie poate să dea boala numită botulism la copii, la sugari, între 0 și 1 an. De aceea, recomandarea este a nu se consuma miere de către sugari. Între 0 și 1 an nu este bine să le dăm miere, pentru că riscăm să îmbolnăvim copilul de botulism. Primul raport despre această boală a fost în 1976 și această boală, odată dezvoltată, poate să se manifeste inclusiv cu oprirea respirației, cu stop respirator. Și atunci, bineînțeles că nu este de dorit. S-au făcut multiple studii pe
diferite probe de miere și s-a observat, s-au făcut analize, s-a studiat miere și s-a observat că din probele cercetate, între 2,3% și până la 12% mierea era contaminată cu Clostridium botulinum, cu această bacterie. Deci, maxim, din toate probele, 12% a fost, 2-3, deci nu este un procent mare, să zicem, riscul nu este foarte mare, dar există un risc de contaminare cu acești spori. De asta este bine ca la sugar să nu se dea. După ce organismul se dezvoltă și crește, capătă rezistență și nu mai este o problemă. De altfel, mierea este cel mai sigur, am putea spune, sau unul dintre cele mai sigure alimente contra bacteriilor. Nu reușesc bacteriile să se înmulțească, deci din punct de vedere microbiologic este un aliment foarte sigur datorită acidității sale ridicate sau datorită prezenței acizilor organici pe care îi conține mierea, bacteriile nu se dezvoltă. Dar iată că există și o bacterie care mai cumva reușește să supraviețuiască și în aceste condiții și la sugari poate să dea aceste probleme despre care am amintit. De asemenea, un alt dezavantaj al mierii, nu întâlnit în mod obișnuit în mierea naturală, deci nu este acesta întâlnit în mod obișnuit, doar în anumite condiții pe care o să vi le spun imediat, este că poate avea concentrații mari de 5-HMF, un compus care ar putea fi mutagen, cancerigen și citotoxic dacă este luat în doze mari. În mod natural, nu se găsește miere, dar apare dacă mierea este veche, depozitată în condiții improprii sau dacă este supusă încălzirii la temperaturi de peste 40 de grade Celsius. S-a stabilit și o limită maximă. Codex Alimentarius a stabilit o limită maximă pentru 5-HMF în miere la 40 de miligrame pe kilogram, iar mierea tropicală a stabilit această doză la 80 de miligrame pe kilogram. Legat de acest aspect, trebuie să fim atenți ca să nu supunem mierea la temperaturi ridicate, adică să nu încălzim mierea. De regulă, spunem că nu punem zahăr în anumite prăjituri, ci adăugăm un îndulcitor mai sănătos decât zahărul, cu mult mai avantajos decât zahărul, și spunem, domnule, prăjitura aceasta este făcută cu miere, nu este făcută cu zahăr. Doar că dacă am supus prăjitura respectivă la temperaturi mai mari, de 40 de grade, și cum prăjiturile în general se coc la peste 180 de grade, atunci, sigur, au apărut acești produși care ar putea să fie mutageni, cancerigeni și așa mai departe, 5-HMF, în mierea respectivă. De asemenea, s-au pierdut și cam toate proprietățile din miere. Dacă este supusă la încălzire, proprietățile ei antioxidante cu toți compușii, cu fenolici, cu acizii fenolici și cu nutrienții respectivi, chiar și vitaminele pe care le conține. E drept, o cantitate mică, nu consumăm miere ca să ne luăm doza zilnică de B3 sau de B9 sau de celelalte vitamine, dar conține ceva vitamine, se pierd. Oricum se pierd toate dacă sunt supuse încălzirii la peste 40 de grade Celsius. Așadar, evităm întotdeauna mierea încălzită. Trebuie să mai amintesc și să fim atenți de unde cumpărăm mierea. Cel mai probabil, dacă mierea, o miere polifloră, este lichidă, cel mai probabil și nu a fost extrasă proaspăt, cam sigur 99,9% a fost, dacă nu este falsificată,
așa, a fost supusă încălzirii. Și atunci, dacă este supusă încălzirii, ea nu mai cristalizează. Dacă mierea este cristalizată, este normal, este un proces normal al mierii, nu este nicio problemă, mierea este sănătoasă și trebuie să o consumăm ca atare. Dacă vrem ca mierea să o facem, să o înmuiem, să o facem mai lichidă, atunci introducem un borcan cu miere, borcanelul cu miere, în apă caldă, dar nu în apă foarte fierbinte, adică nu încălzim apa peste 40 de grade. Dacă o punem la 40 de grade, încet, încet, mierea devine mai lichidă și putem să o consumăm mai bine. De asemenea, dacă este depozitată în condiții improprii, iarăși apar sau este prea veche, iarăși apar aceeași concentrații mari de 5-HMF, acești compuși toxici, cancerigeni în miere. Este important să consumăm miere cât mai proaspătă, nu de ani de zile sau de chiar mai rău de zeci de ani, pentru că cu cât trece timpul, acești compuși se acumulează în miere. Atunci când este proaspătă, nu se află în miere. De altfel, este și un beneficiu acești produși care rezultă din încălzirea mierii, au și un beneficiu. Știți care ar fi beneficiu? Ei bine, beneficiu este că dacă o miere este analizată, deci supusă încălzirii și după aceea este analizată, dacă este o miere autentică, adică nu este falsificată, va avea un conținut mare de 5-HMF. Dacă este falsificată mierea, nu se găsește acești produși în mierea, așa zisă, miere respectivă. Deci este un instrument prin care se poate detecta o miere dacă este falsă sau este o miere autentică, o miere naturală. Mierea poate să fie contaminată și cu metale grele, precum mercur, cadmiu, plumb și arsenic, care sunt toxice și cancerigene. În funcție de mediul în care recoltează albinele, pot să contamineze mierea respectivă cu aceste substanțe, cu aceste metale grele, mercur, cadmiu, plumb, arsenic, care sunt toxice și cancerigene. Mai poate să fie contaminată și cu alte substanțe toxice, în afară de metale grele, cum ar fi substanțe toxice provenite de la plante sau cu urme de pesticide, de erbicide sau antibiotice. În țara noastră, riscul să o miere să fie contaminată cu substanțe toxice provenite de la plante, practic, nu există. Există în alte țări din Asia anumite plante care secretă niște substanțe foarte toxice, foarte nocive pentru organismul uman, pentru sănătatea umană. Iar mierea derivată din aceste plante se numește miere nebună. Așa se numește, miere nebună, și poate să provoace atât paralizii, cât și vărsături și multe alte simptome nedorite. Dar în țara noastră șansele să fie cu urme de pesticide, de erbicide, în funcție de zona, dacă este o zonă intens poluată cu astfel de substanțe, în agricultură din asta intensivă, în care se folosesc pesticidele, erbicidele, mierea poate să fie contaminată cu aceste substanțe sau cu antibiotice dacă albinele sunt tratate intens cu tot felul de medicamente și așa mai departe. Mierea poate fi contaminată și cu aceste substanțe, din nefericire. Un alt dezavantaj al mierii ar fi că poate să fie ușor falsificată, direct sau indirect. Și ne ducem la piață, luăm borcanelul de miere și spunem, domnule, să mâncăm miere, pentru că am văzut câte avantaje are mierea, mai ales, spuneam noi, ca și indicație terapeutică, ar fi mierea
polifloră, din cât mai multe flori, mierea de munte, de la ierburile acestea care cresc pe pajiștile munților, pentru că aceasta are foarte mulți compuși fenolici benefici pentru organismul uman. Însă poate să fie falsificată ușor prin metode directe, și anume directă prin adaosul de zaharuri naturale, sirop de zahăr invertit, sirop de glucoză, sirop de porumb, prin adaos de melasă, prin adaos de îndulcitori sintetici, despre care am vorbit în prezentarea trecută. Mai poate să fie falsificată și prin adaos de culoare. De exemplu, se adaugă în miere ca să fie mai închisă, pentru că studiile spun că mierea mai închisă la culoare este mai benefică, dar cercetările și analizele care s-au făcut, s-a văzut că este mult mai benefică cu cât mierea este mai închisă la culoare. De exemplu, mierea de mană, spuneam, care poate să meargă de la o culoare maronie mai deschisă până la o culoare intens închisă, și cu cât este mai închisă, cu atât este mai valoroasă, mai bogată în substanțe antioxidante, care ne ajută foarte mult organismul nostru. Și atunci unii oameni, fără teamă de Dumnezeu și gândindu-se doar la câștigul lor propriu, folosesc caramel pentru a da culoare mierii mai închisă. Dacă mierea, de exemplu, a fost extrasă prea devreme și are o cantitate prea mare de apă, se poate întâmpla și așa, atunci ea se poate altera, se poate fermenta. Și ca să oprească fermentarea, adaugă substanțe pentru a neutraliza aciditatea. Asta se poate falsifica mierea în felul acesta. De asemenea, dacă este extrasă prea devreme și este mierea prea lichidă, deci nu a fost suficient maturată, se adaugă substanțe de îngroșare, cum ar fi guma arabică, guma caruba, pectină, albuș de ou sau chiar clei de oase. Se adaugă în miere clei de oase pentru a face mai de o consistență mai potrivită. Și amidon, ca să îngroașe. Deci aceste substanțe se folosesc pentru îngroșarea mierii. Dar poate să existe și o falsificare a mierii indirectă. Cum se falsifică mierea indirect? Ei bine, această falsificare a mierii are loc în mod deosebit, mai ales primăvara, atunci când se hrănesc albinele cu sirop de zahăr pentru a stimula albina să producă noi generații pentru a regenera stupul, cum se spune. Doar că unii stupari, în ghilimele, nu sunt cu adevărat stupari, îmi pare rău să spun lucrurile acestea, prin hrănirea intensivă la stup a albinelor cu sirop de zahăr, în scop de a obține miere. Ei bine, pot să facă și lucrul acesta, dar este o miere falsificată indirect. Adică hrănești albina cu sirop de zahăr și ea transformă, bineînțeles, cu enzimele salivare, transformă zahărul respectiv și îl face miere. Și ție îți dă miere, dar de fapt nu este miere autentică, culeasă de albine de la flori, din nectarul florilor, ci este o miere din siropul de zahăr ce le-a servit un apicultor albinelor sale. Dacă cineva face lucrurile acestea, să știe clar, deci hrănesc albinele intensiv cu scop de a produce miere, aceea nu este o miere autentică, nu este o miere sănătoasă, ci este o miere falsificată. În final, aș dori să vă prezint două sfaturi biblice legate de miere. Primul sfat îl găsim în Proverbele, capitolul 24, cu versetul 13, unde spune: fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurile de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Așadar, sfatul biblic spune: mănâncă miere, și eu vă sfătuiesc și puteți să consumați miere în fiecare zi, câte
O linguriță, o lingură, două de miere puteți să consumați fără absolut nicio problemă, pentru că este valoroasă, face bine organismului nostru, ne ajută, însă trebuie să fim atenți la următorul sfat biblic și anume care ne spune: dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Și de asemenea, Proverbe 25 cu 27, prima parte, spune: nu este bine să mănânci multă miere. Nu este bine să mănânci multă miere. De ce nu este bine? Pentru că dacă o consumăm în exces, ajungem în același punct ca și în consumul de zahăr. Adică furnizează un număr mare de calorii, poate să ne îngrașe, de asemenea cresc frecvența cariilor dentare. Dacă cineva consumă miere foarte frecvent și în cantitate foarte mare, atunci pot să apară și aceste carii dentare, dar și celelalte probleme, cum ar fi creșterea LDL-ului colesterol, creșterea trigliceridelor, creșterea glicemiei și alte probleme. Deci trebuie să fim moderați, să consumăm miere pentru că are numeroase substanțe benefice pentru organismul nostru, însă trebuie să nu facem exces de consumul de miere. Aș vrea să vă mai subliniez faptul că ar fi bine să vă procurați miere de la persoane de încredere, să nu, pe cât posibil, să nu luați așa miere la întâmplare, pentru că există riscul să aibă numeroase probleme. Cea mai gravă este să nu fie o miere autentică. De fapt, în loc să consumați miere, să consumați un zahăr, sirop de zahăr, sau cu alți îndulcitori sau cu diferiți coloranți și celelalte caracteristici ale unei mieri falsificate. Luați de la persoane de încredere, persoane pe care le cunoașteți, apicultori cu frică de Dumnezeu, care produc o miere de calitate, o miere bună, care este autentică, care știm clar de unde a fost culeasă, ce proveniență are, adică nu scrie una pe etichetă și de fapt în spate este alta, adică dacă scrie pe etichetă că este miere de salcâm, este într-adevăr miere de salcâm. Dacă scrie că este miere polifloră, fie că este vorba despre miere polifloră care este foarte gustoasă, mierea de pe, la diferite flori în acestea de primăvară sau mierea de la diferite flori de toamnă, de flori de câmp, de după ce s-a treiera grâul sau s-a cules porumbul și așa, sunt diferite flori, scaieți și așa mai departe, care albina culeg acolo și dau o miere de foarte bună calitate. Este și gustoasă, este bună la gust, plăcută, are și o aromă deosebită. De asemenea, trebuie să o procurați cât mai repede după ce a fost recoltată și o depozitați dumneavoastră în recipiente, de preferat ar fi din sticlă sau ceramică, în locuri uscate și întunecoase, și atunci ne bucurăm pe tot parcursul iernii și timpului până când o terminăm de consumat și putem în următorul an să cumpărăm altă miere proaspătă. Deci e bine să ne procurăm doar doza pe care o consumăm, să zic că într-un an sau cel mult doi. Să nu rămână mierea foarte mulți ani prin dulapurile noastre, pentru că ați văzut, crește cantitatea de 5 HMF, acea substanță care are efecte mutagene. Și de asemenea, în timp, mierea își pierde și acei compuși aromatici, acea aromă pe care o are. Și bineînțeles, reținem, nu încălzim mierea peste 40 de grade, o consumăm ca atare, fie că o punem pe o felie de pâine cu făină integrală, de exemplu, sau fie că o adăugăm deasupra la cerealele integrale pe care le mâncăm la mic dejun, fie că o adăugăm la diferite bomboane sau diferite
alte preparate pe care le facem, dar să nu încălzim mierea, este foarte important acest lucru și subliniez din nou. De altfel, alegeți să consumați aceste tipuri de alimente, aceste tipuri de glucide pe care le-am prezentat în această serie. Urmează să trecem la proteine în următoarele ocazii, însă nu înainte de a avea o emisiune dedicată răspunsului la întrebări. Deci data viitoare, în duminica următoare, o să avem o emisiune în care răspundem la întrebările dumneavoastră, pe care mi le-ați transmis pe parcursul acestor prezentări și întrebările pe care mi le-ați transmis cu această ocazie, bineînțeles, și dacă vă mai vin în minte și alte întrebări, scrieți la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe pagina de Facebook a emisiunii noastre Mănâncă Înțelept. Scrieți-mi acolo întrebările dumneavoastră și data viitoare o să răspundem la toate întrebările, la toate preocupările dumneavoastră. Și bineînțeles, data viitoare o să aflăm și cine va primi cadoul din partea noastră, cântarul de bucătărie. O să vedem cu următoarea ocazie. Până atunci, mâncați înțelept, moderat, în ceea ce privește glucidele, alegeți fructe, legume, cereale, leguminoase și folosiți și puțină miere. Pe curând, la revedere!